Hei, salut! Bine ați revenit pe canalul meu YouTube sau bine ați venit dacă sunteți noi, eu sunt Ioana, iar în videoul de astăzi o să vorbesc cu voi despre îngrijirea și întreținerea igienei intime. În primul și în primul rând, specific, atât la femei cât și la bărbați, îngrijirea zonei intime este foarte, foarte importantă. Este adevărat că la femei pot apărea probabil mai multe complicanțe, dar și bărbații trebuie să aibă grijă de ei în acea zonă. Igiena incorrectă, excesivă sau insuficientă poate avea consecințe asupra sănătății intime, așa că vă sfătuiesc să aveți foarte mare grijă de voi. Cum vă spuneam, este important atât la bărbați cât și la femei să ne îngrijim și să avem grijă și în acest sens, doar că la noi nu se prea vorbește, în școli nu se vorbește, acasă probabil există distanța asta între părinți să le explice copilor sau probabil nici părinții nu au această educație. Așa că am decis să fac acest clip pentru că poate găsiți câteva informații utile și o să vă spun și experiența mea. Haideți să-i dăm drumul! În primul și în primul rând, trebuie menținut un echilibru al florei bacteriane, este foarte, foarte important. Este foarte important să nu folosim produse agresive, iar în momentul când avem complicanțe să ne sunăm medicul, atât la bărbați cât și la femei. Igiena intimă la bărbați este importantă. Metoda cea mai eficientă este metoda clasică cu apă și săpun. Trebuie și voi să vă spălați foarte, foarte bine, dar este și foarte, foarte important atunci când vă spălați să vă uscați foarte bine. Întotdeauna cu un prosop curat, întotdeauna prosopul ar trebui schimbat pentru că umezeala produce bacterii și asta nu duce la bun sfârșit, adică pot apărea complicanțe. Este foarte, foarte important ca prosopul să nu fie același de față și nici de corp. Trebuie să avut un prosop specific pentru zona intimă. Să știți că șervețelele intime pot ajuta foarte bine și bărbații, deci nu este o rușine să duceți șervețelele intime după voi, pentru că nu se știe niciodată, poate, nu știu, aveți nevoie și este important să aveți cu ce să vă dezinfectați și să vă ștergeți chiar și acea zonă. Așa cum vă spuneam, în momentul când zona intimă vine în contact cu apa, trebuie uscată foarte, foarte, foarte bine, altfel bacteriile aumentează, bacteriile cresc și asta provoacă infecții. Să știți că penisul și testiculele au nevoie de îngrijire și cercetare, așa că pe voi bărbații, medicii vă sfătuiesc să aveți voi grijă, să vă cercetați, iar în momentul când găsiți ceva ce nu vă convine, să sunați neapărat la medic și să mergeți să vedeți că poate fi ceva, poate fi o complicanță, poate fi ceva ce nu este în regulă. Tot la bărbați este ideal ca lenjeria intimă să fie schimbată foarte des și să nu fie foarte strâmtă, pentru că asta vă poate aduce disconforturi. Produsele cosmetice pentru igiena masculină pot fi folosite, clar, în cantități normale, dar înainte de a folosi orice produs cosmetic, trebuie să vă spălați foarte, foarte bine, vă uscați foarte, foarte bine, după care puteți să folosiți orice produs cosmetic este indicat pentru acea zonă. Dar haideți să trecem acum la femei, în ceea ce privește îngrijirea și igiena intimă. Noi femeile, teoretic, ar trebui să ne spălăm dimineața și seara și după fiecare contact sexual. La bărbați, precizez că este indicat să vă spălați și înainte și după fiecare contact sexual, la fel și la femei, înainte și după, este foarte, foarte indicat și important. O altă chestie, noi femeile ar trebui să folosim un săpun foarte agresiv, iar în momentul în care ne spălăm să nu eliminăm toată secreția vaginală. Acea secreție vaginală are rolul ei. Așa că dacă voi aveți scurgeri foarte mari, ok, puteți să eliminați puțin. Dacă nu, medicii vă sfătuiesc ca și părul. Din ce îl speli mai des, din aia se îngrașă mai tare. La fel și acolo, din ce tu îți elimini secreția cea vaginală foarte tare, produci foarte multă și nu este ok, nu este bine, așa că încercați să vă spălați în mod adecvat. La noi femeile, în timpul menstruației, este foarte important să avem grijă de noi și să ne spălăm. Știu că sunt foarte multe mituri în care zici, nu mă spăl, nu mă spăl la cap, nu fac duș, nu mă spăl în zona intimă, dar este foarte important
cel puțin de 3-4 ori pe zi trebuie schimbat, la 3-4 ore, îmi cer scuze, trebuie schimbate absorbantele. Acum depinde și de menstruația fiecărui femei. Dacă este mai abundantă, clar că la 2-3 ore sau și mai des. Dacă în schimb aveți o menstruație normală, la 3-4 ore este ok, dar înainte de a schimba absorbantul, trebuie să vă spălați și să aveți grijă să eliminați toate bacteriile și să vă ștergeți foarte, foarte bine. Este important. O altă chestie foarte, foarte importantă la noi femeile este atunci când noi mergem la baie și nu doar când ne spălăm, dar și când mergem la baie propriu-zis și ne folosim de hârtie igienică, este important să ne ștergem de sus înspre anus, pentru că așa evităm apariția infecțiilor. Este important asta, să aduceți-vă de aminte, întotdeauna începem de sus spre anus. O altă chestie, folosim produse, cum v-am mai spus, nu agresive, produse neutre, produse cu un pH normal, care să ne echilibreze flora bacteriană. Tot așa cum vă spuneam, lenjeria intimă schimbată după fiecare spălare și cât mai des posibil. Bineînțeles, nu trebuie nici să facem să ne spălăm foarte, foarte, foarte des, pentru că nici chestia asta nu duce la bun sfârșit. V-am spus, cred că cel mai bine este atunci să ne spălăm atunci dimineața și seara sau când simțim noi că este nevoie. Dar cel mai indicat este de 2 ori pe zi. De 2 ori pe zi schimbăm lenjeria intimă noi femeile. La bărbați ar fi indicat la fel, dar bărbații sunt puțin mai diferiți, așa că se poate schimba doar o dată pe zi lenjeria intimă. O altă chestie importantă și vă o să spuneți, dar ce legătură are, este să nu folosim îmbrăcăminte prea mulată. Și aici mă refer la pantaloni prea strâmți. Evitați! Un alt lucru important, dar aici asta este și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru copii, este să aveți propriul prosop. În ceea ce privește igiena intimă, este indicat ca fiecare să aibă prosopul lui de față, de igienă intimă, de corp și așa mai departe. Spre exemplu, noi în familie avem prosoapele de față separat, prosoapele de igienă intimă separat, fiecare cu prosopul lui și prosop de corp separat. Este foarte, foarte important. Așa fiecare cu bacteriile lui, pentru că eu am bacteriile diferite față de soțul meu și invers. Este important să aveți prosoape diferite și să le schimbați cât mai des. Este super important pentru că prosoapele umede produc foarte multe bacterii. Așa că vă rog eu, spălați-le foarte des. Spre exemplu, mai bine vă ștergeți cu hârtie, pentru că hârtia, deci vă spălați și vă ștergeți cu hârtie din asta de bucătărie, pentru că hârtia o arunci și nu-ți provoacă bacterii. În schimb, dacă voi un prosop, spre exemplu, de igienă intimă, vă ștergeți de câteva ori, îl puneți pe calorifer, nu se usucă, sau îl puneți într-un cui și nu se usucă, puteți avea probleme. O ultimă chestie, spălăturile vaginale, cremele vaginale, chestiile introduse în vagin, întotdeauna doar cu acordul specialistului. Întotdeauna consultați-vă cu medicul specialist. Știu că la noi există chestia asta că vai, mi-e rușine. Nu, eu am medicul meu ginecolog care este un bărbat, este un om extraordinar de profesional, este un om care are foarte multă experiență, deci nu trebuie să vă fie rușine. Oamenii sunt acolo pentru că este o meserie, deci nu trebuie să vă fie rușine. Și orice dubiu și problemă, întotdeauna vorbiți cu medicii voștri. Vorbiți cu medicul de familie dacă nu vorbiți cu ginecologul direct, dar vorbiți, rezolvați-vă problemele, vă rog frumos, e foarte important, iar o igienă intimă este importantă pentru că în momentul când tu ai grijă de, și de acest aspect, sexul va fi diferit, va fi mult mai bun și mai plăcut, pentru că voi vă dați seama, în momentul când tu te simți curat, te simți că ai un miros plăcut, e altfel. O să vedeți că dacă voi aveți grijă, nu o să aveți mâncărimi, nu o să aveți scurgeri, bărbații la fel, nu o să aveți coșuri, nu o să aveți inflamații. Așa că aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că și asta face parte din sănătatea noastră, igiena și îngrijirea intimă. Dragilor, acesta a fost videoul de astăzi. Sper să vă găsiți în acest clip informații utile. Să știți că informațiile pe care vi le-am dat sunt foarte puține, dar sunt așa punctuale, pentru că pe acest argument o să găsiți idei diferite, o să găsiți medici care vorbesc, dar întotdeauna eu vă sfătuiesc să vă adresați unui medic în momentul în care aveți dubii. Argumentele acestea tabu, să spun așa, o să le găsiți aici pe canal la mine, pentru că am decis că măcar o dată pe săptămână să pun această tipologie de videouri cu informații utile. Dacă vă place canalul meu și dacă vă place de mine și dacă vă plac clipurile mele, nu uitați să vă înscrieți, să-mi lăsați un like și un comentariu. Noi ne vedem data viitoare. Vă pup și vă mulțumesc! Pa!